Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Oana Stănciulescu, bine v-am regăsit la Panorama. În această seară o ediție cu totul și cu totul specială despre o poveste, cum vă asigur, nu ați mai auzit. Este reală, s-a întâmplat în România, în această Românie. Pot să spun că am fi putut fi martor la această poveste pentru că suntem contemporan cu ea. Cum s-a întâlnit un torționar sau victima cu torționarul? Și unde s-au întâlnit? Într-o mănăstire. V-am mai spus într-o emisiune pe scurt această poveste. În această seară o să discutăm pe larg despre... E pe cât de halucinantă, pe atât de neverosimilă și vă asigur că este real această poveste cu de toate. Cred că bate orice film la care ați fost dumneavoastră în timpul acestei vieți, cu păcate, iertări, iubire... lucruri abominabile, absolut totul are această poveste și mai ales cu povețe, cu povețe de care sunt convinsă că o să ne folosim și tot în această, este subiectul unei cărți, autorul este în această seară alături de noi, vi-l prezint imediat, dar tot în această carte, doamnelor și domnilor, avem oarecum răspunsuri la multe dintre întrebările noastre. Avem răspunsuri la ce am greșit și de ce am ajuns și noi ca țară în această situație, dar lucru care este și mai senzațional, avem și soluții pentru ce va fi România sau ar putea să fie România de acum încolo. Credeți-mă, așa este, este adevărat. Ține de noi și o să vedeți exemple concrete care ne pot salva. Cum vă spuneam, o să discutăm în această seară cu autorul cărții, domnul Cornel Constantin Ciomâzgă, jurnalist, zic eu, și publicist, că un jurnalist rămâne jurnalist la Tinerama în anii 90. Mulțumesc foarte mult, domnul Ciomâzgă, că sunteți în această seară aici. Dana Grecu și Răzvan Zanfir, mulțumesc de asemenea. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, o poveste halucinantă pe care domnul Ciomâzgă, în anii 90, jurnalist la Tinerama, a întâlnit și a cunoscut personajele din această carte, iar în acest an a lansat o poveste pe care o să vă spună și sunt convinsă că o să vreți cartea. Noi avem avantajul că am citit-o deja. Domnule Ciomâzgă, puțină lume am povestit la toți cunoscuții mei, puțin cred că s-a putut întâmpla așa ceva. Și ca să îi ajutăm pe telespectatori să înțeleagă mai bine, avem patru personaje în această poveste. Petre este torționarul și o să ne spuneți dumneavoastră ce a făcut, ce păcate a avut și a trebuit să trăiască ca să se mântuiască, deși a murit, a fost în moarte clinică mai multe zile și o să vedem cum a ajuns printre vii după aceea. Părintele Filip, care este victima lui Petre, torționarul Petre, părintele Filip fiind unul dintre miile de, sau sutele de mii de, o să dau cifra exactă, a foștilor deținuți politici care au stat în închisorile, în temnițele comuniste și au trăit și ei ani buni ca să mărturisească ce s-a întâmplat acolo. Părintele Marc, care este rezultatul unui viol, violului lui Petre Călăul, săvârșit de Petre Călăul, și sora părintelui Filip, care ajunge și ea stareță. Deci și părintele Filip este stareț la o mănăstire. Este corect? Este acest tablou și dumneavoastră care i-ați întâlnit? Părintele Filip nu mai este stareț, el a fost primul stareț, înainte, cu mult înainte, să ajungă părintele Marc, nepotul său. Nepotul său. Și fiul lui Petre, torționarul. Și fiul lui Petre. Și al maicii Harina. Maica Harina, da. Extraordinar. Maica Harina este sora părintelui Filip. Tocmai. Personaje reale. Domnule Ciomâzgă. Personaje reale, da. Am ales totuși formula aceasta epică pentru a le proteja, pentru că deși Petre și nici părintele Filip de altfel nu mai trăiesc, dar părintele Marc, maica Harina și în urma părintelui Filip și în urma lui Petre au rămas alți oameni. Petre are copii, are doi copii. Copiii lui au la rândul lor copii, deci în urma lui Petre au rămas nepoți, iar așa cum am spus și ați spus și dumneavoastră, părintele Filip are și el nepoți și cum curiozitatea adesea ne învinge, pentru ca să nu fie unii care să dorească cu tot din adinsul să îi cunoască și să-i caute,
am ales, repet, această formulă epică pentru a-i proteja, într-un fel. Vreau cu tot din adinsul ca nepoții lui Petre să nu fie obligați nici când să răspundă la vreo întrebare pentru bunicul lor și nici lumea să nu-i arate cu degetul, spunând, aceștia sunt nepoții lui Petre, personajul din cartea lui Ciomâzgă. Să o luăm cu începutul, să le spunem telespectatorilor cum l-ați cunoscut pe Petre, pentru că de aici începe toată povestea. Dumneavoastră îl întâlniți la metrou în anii 90 pe Petre, dumneavoastră îl cunoaște și pe părintele Filip și povestiți-ne cum a ajuns Petre să-l cunoască la mănăstire pe părintele Filip, victima și călăuz. Pe Petre l-am întâlnit în 1991, așa cum spun și în carte, pe scările nerulante ale metroului, acele scări unde de obicei tinerii, dar nu numai tinerii, se bulucesc îndată ce... Se deschid ușile, da. Un om mergea în urma lor, bombănind, și curiozitatea jurnalistică, spuneați că sunt jurnalist, nu știu cât a mai rămas în mine jurnalist, dar la data aceea, curiozitatea, repet, jurnalistului a făcut ca astăzi să avem un subiect, să avem o carte. Dacă n-ar fi existat acea curiozitate, nu m-aș fi apropiat de omul acela căutând să înțeleg ce bombăne. Și auzind că le spune celor care treceau pe lângă el, ehei, dacă ați veni voi de unde mă întorc eu, puișorilor, n-ați mai fugi așa. M-am apropiat de el și l-am întrebat, dar de unde veniți? Și mi s-a părut că glumește, spunându-mi că vine de la cimitir, de la mormânt. Într-un fel, glumea. Nu era acela momentul când venea de la cimitir. Eu l-am întâlnit în perioada în care el făcea nenumărate drumuri la oficialități și la biserică să iasă din evidențele morților și să intre în evidențele viilor. Pentru că nici biserica și nici societatea civilă nu avea nici atunci și nici acum, nu aveau pârghii pentru a rezolva un astfel de caz. Biserica nu se mai confruntase cu un astfel de caz și nu putea să elibereze o hârtie prin care să scrie cum că Petre a înviat. Adică să învie după câte zile? După 21 de zile s-a întors acasă din mormânt. Din mormânt, aici, dacă mi-ați îngăduit, aș deschide o paranteză. Aceasta a fost o primă șansă a lui, că n-a fost într-un mormânt clasic, ci a fost înmormântat într-un cavou. A doua șansă, dacă vorbim despre șansele lui de a reveni printre cei vii, a doua șansă, spun, a fost aceea de a fi o femeie să tămâieze atunci când el bătea în sicriu. A treia șansă a fost că lucrul acesta s-a întâmplat într-o zi de sărbătoare și groparii care au fost chemați să desfacă cripta cavoului erau puțin abțiguiți. Și n-au ținut seama de niciun fel de lege, de o posibilă lege, n-au chemat pe nimeni, nici poliția, nici procuratura, ci au pus mâna pe târnăcoape, au desfăcut cripta, au scos sicriul și din sicriu pe Petre, bucurându-se și spunându-i, bravo, Neică, ia un bilet de tramvai, du-te acasă ca să te întorci tu la noi altă dată. A mai fost o șansă, a patra șansă, aceea că, iată, în rânduiala Bisericii Ortodoxe există obiceiul de a se, ca ultimul gest pe care îl face preotul, să răstoarne pe pieptul celui adormit, pe pieptul mortului, o sticlă de 250 de mililitri, un amestec de vin și un de lemn. În limbajul bisericii se numește paos. Ei bine, putem afla acum că, așa cum nimic nu este sub semnul hazardului, nici gestul acesta și nici conținutul acesta nu este unul așa, ca să fie. Ci în cazul lui Petre, ca și în alte cazuri, vinul a ținut umezeala în zona organelor vitale, în zona organelor interne vitale, iar unde lemnul a făcut o peliculă astfel încât vinul să nu se evapore cu ușurință și în felul acesta să nu se deshidrateze. 21 de zile nu sunt decoro să le trăiești în mediul acela. Sigur că Petre a ieșit
din Sicriu, a luat biletul de tramvai și în tramvai avea să-și dea seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, când a văzut că cei din jurul lui s-au cam dat la o parte. Mirosea flori uscate și amucegai, avea barba crescută, unghiile crescute, costumul pe care n-apucase să-l mai probeze la cumpărare era cu mânecile mai lungi. Și atunci și-a dat seama că nici acasă s-ar putea să nu fie chiar așa de simplu, fapt pentru care nu s-a dus direct acasă, ci a sunat la ușa unui vecin cu care petrecuse... Surpriză. Da. A luat o poziție binevoitoare în fața vizorului, în fața ușii, așteptând ca dincolo să fie prietenul lui cu care jucase table ani de zile, petrecuseră ceasuri plăcute împreună, numai că în partea cealaltă nu a fost prietenul și vecinul lui, ci soția lui, care văzându-l pe vizor s-a prăbușit. Da. Prietenul lui a auzit zgomot, s-a dus și a găsit-o căzută lângă ușă, s-a uitat și el pe vizor și a refuzat să-i deschidă, l-a amenințat cu poliția, ba chiar a și chemat poliția, s-a consumat acolo, povestesc în carte, s-a consumat un moment destul de comic, poliția a venit și a cerut actele și el ce acte să dea, că doar nu îl îngropase cu acte la cimitir cu buletinul în buzunar. De aici mai departe a urmat o lungă perioadă, așa cum spuneam, așa l-am întâlnit eu pe Petre, în această perioadă lungă în care trebuia să povestească ceea ce eu am spus acum pe scurt, bănuiesc, de zeci și zeci de ori, toată lumea fiind curioasă și îl întreabă, dar cum s-a întâmplat? Dar cum ați ajuns înapoi? Dar cum ați înviat? Dar cât ați stat acolo? Și când în sfârșit a primit certificatul de naștere nou, s-a dus, bineînțeles, la ofițerul stării civile să-și ia buletinul. Și funcționarea de dincolo de ghișeu i-a spus, tataie, îmi pare rău, zice, nu poți să-ți eliberezi buletinul pentru că tata abia a început să gângurești. Greșiseră, în loc să-i treacă pe certificatul de naștere data lui de naștere, îi trecuseră data la care înviase. Într-un fel avea dreptate, era o a doua naștere. Dana Grecu, doar o părticică, ne-a spus domnul Ciomuzgă din poveste, abia filipează povestea și oricum și până aici... Mie mi se pare de film mai tare ca, mai un, tare film. Ca un film. Adică da. N-am văzut dacă ar fi un... s-ar întâmpla în America sau, nu știu, la Hollywood, cred că acum ar da buzna regizorului să facă repede un film după această poveste care e reală și e mai tare decât un film. Da, să știi că sunt oameni în România care au citit această carte și care au avut aceeași senzație, aceeași reacție, cum ai și tu. Așa ceva trebuie pus într-un film, pentru că, într-adevăr, viața asta bate filmul. Eu aș face o singură observație apropo de ce a spus un profesor Cornel Constantin Ciomâzgă. E mult mai important ce spune dânsul despre carte, despre personajele acestei cărți. Atât vreau să spun că povestea asta a ieșit la suprafață pentru că un om a fost curios în relație cu seamănul lui. Adică n-a lăsat așa să treacă pe lângă el un alt om, fără să-l bage în seamă, cum facem noi în fiecare zi de altfel. Trec oameni pe lângă noi și noi gândim că povestea noastră, a vieții noastre, este mai importantă decât povestea lor. Pentru că dacă am asculta poveștile celor de jur împrejurul nostru, viața noastră ar fi cu totul și cu totul altfel. Deci o observație, curiozitate, mai mult decât curiozitate. Dorința unui om de a afla povestea altui om pe care nu-l cunoaște, despre asta este vorba. Altfel, toată această istorie bazată pe fapte reale, n-ar fi ajuns la noi. Vă dați seama ce important, cât de important este. Dacă n-ar fi ajuns la noi, adică dacă n-ar fi fost curios domnul profesor, probabil că domnul acesta, Petre, nu s-ar fi spovedit niciodată, probabil că nu s-ar fi mântuit niciodată, probabil preotul care i-a fost victimă în închisoare, n-ar fi cunoscut niciodată iubirea desăvârșită, căci despre asta este vorba în această carte senzațională. Despre a descoperi iubirea desăvârșită. Cum să ajungi, ce trepte trebuie să urci ca să-ți iubești vrăjmașul. Despre asta este vorba. Când un preot, cel care a fost umilit, nenorocit în pușcărie de acest Petre, care a fost torționar, ajunge să accepte că torționarul are totuși o parte bună în el. Că nu există oameni care sunt profund răi și oameni care sunt profund buni. În fiecare dintre noi există un melanj între poveștile astea. Bine și rău. Și preotul ajunge să înțeleagă că trebuie să accepte că ăla din fața lui, care l-a nenorocit, i-a nenorocit sora, nepotul lui este de fapt rezultatul unui incest, rezultatul unei relații, a unui viol, iertați-mă, a unui viol,
ajunge să înțeleagă poveștile astea, să le accepte ca preot și să-i dea acelui om un fel de buletin spre mântuire, ceea ce este senzațional. Răzvan Zamfir, spune Dana Grecu că nu avem timp să-i ascultăm pe cei de lângă noi. Vremurile acum s-au schimbat și mai dramatic, părinții nu mai au timp să-și asculte copiii din cauza vremurilor, din cauza problemelor sau, nu știu, lucrurile sunt complicate. Dar revenim la deținuții, foștii deținuți politici. Este povestea unui fost deținut politic pe care noi avem, există, încă trăiesc. Și fiecare are o poveste în parte, trăiesc alături de noi, dar noi ca societate, noi împreună am făcut multe emisiuni cu domnul Joza de la Asociația Foștilor Deținuți Politici și știm că fiecare deținut politic are o poveste. Și aș vrea să dau câteva cifre. Peste 3 milioane de români arestați, deportați, chiar exterminați, mulți dintre ei, 44 de penitenciare principale, 72 de lagăre de muncă de forțate pentru deținuții politici, mai mult de 800.000 de victime și știm foarte bine că victimele a fost elita românească decapitată, începând din preoțime până miniștri, intelectuali, jurnaliști, clasa, toată spuma României a fost băgată în temniță și decimată, ca să rămână oamenii mai ușor de manipulat. E una dintre aceste povești, e adevărat, fără cusur. Și să fim nevoiți de altfel, în 1990, la finalul anilor 80-89, să o luăm de la zero. Sau mai degrabă de la minus, pentru că observăm acum reluarea unui proces care în alte țări s-a desfășurat cu decenii sau poate cu secole în urmă. Constituirea unei clase de mijloc sau, mă rog, a unei elite. Vorbim acum de dorința de îmbogățire peste limită a oamenilor politici sau, mă rog, a oamenilor de afaceri, uitând că în Occidentul civilizat, îl numim noi așa, îl acceptăm ca atare, avem oameni politici, o altă clasă politică sau oameni de afaceri care pot funcționa și în logica mecenatului sau, mă rog, oarecum dezinteresat sau desprinși de interese materiale imediate. Cum începuse și la noi în perioada interbelică. Cum începuse și la noi, pentru că trecuseră deja cele câteva generații care puneau fundamentul unei gândiri detașate de câștigul imediat. Erau oameni cu o anumită condiție materială, spirituală, culturală, care n-aveau nevoie de o îmbogățire sau de o creștere spectaculoasă pe ierarhia socială peste noapte. Ori noi în 90 am pornit de undeva dintr-un ev mediu al societății, putem să numim așa, deși și evul mediu avea anumite părți ceva mai luminoase decât am avut noi parte la începutul acelor. Și cu toate că au trecut 20 și ceva de ani, 24 de ani, nici o victimă nu și-a găsit dreptatea în justiția din România, sunt procese și ei trebuie să demonstreze că au fost victime, timp în care unii torționari au ajuns, probabil că destul de puțini, la să se mântuiască așa cum este Petre, cei mai mulți, cum este Vișinescu sau alți torționali, au stat bine mersi fără să se căiască. Bun, dar aici avem o vină socială enormă. Categoric. Pentru că, și am întâlnit explicația asta în urmă cu câteva luni, un an, instituții a căror singură obligație era reparația istorică, morală, în măsura în care ea se poate produce, și alcătuiseră o strategie de PR prin demascarea foștilor torționari. Am auzit că a fost președinte al Institutului. Domnul Muraru, ca să-i spunem și numele. Nu știu cât de relevant e numele, dar, mă rog, un istoric, care până natura funcției ar fi trebuit să fie foarte preocupat de elucidarea trecutului, dacă nu chiar de pedepsirea celor vinovați, mă rog, sub legile astea pământești. A făcut o strategie de PR și avea un calendar bine pus la punct. Nu știu dacă asta ar fi trebuit să facă societatea sau să se împace cu trecutul cât mai repede. Eu îmi găsesc o vină că n-am făcut fiecare dintre noi mai mult ca să aducem toate poveștile acestea mai devreme, nedreptățile victimelor. Domnule profesor, cu voia dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră, v-aș ruga să continuăm. Vă rog. Firul poveștii. Am ajuns când Petre s-a întâlnit cu dumneavoastră și v-a spus prima parte a chinului lui, neștiind dumneavoastră atunci nici de cum trecutul mai îndepărtat al lui Petre, ce ducea după el, ce bolovan ducea în cârcă Petre. Cum ați aflat? Eu am scris un articol în Tinerama 3 săptămâni mai târziu, după ce m-am întâlnit cu Petre, dar am convenit cu el încă din seara în care ne-am întâlnit să ne revedem și să stăm de vorbă, eu intenționând să aflu
câte ceva despre experiența lui din mormânt. Ce a trăit, ce a văzut, ce n-a văzut, ce a visat mai cu seamă, nebănuind că va deveni cu mult mai spectaculos să aflu ceea ce făcuse el până la mormânt. Întâlnirea mea sau întâlnirile mele cu Petre, într-o primă fază, până la spovedania lui, au durat 3 ani. Iau secvența aceasta pentru că noi ne-am întâlnit de altfel până la capătul vieții lui, până acum 6 luni. Petre a murit acum 6 luni, nu? Petre a plecat dintre noi acum 6 luni. Și din câte știu eu, ar fi dorit să vină la lansarea acestei cărți. Până la un timp. Până la un timp. Până la un timp, până când a devenit monah, ar fi vrut să vină, mânat de o singură dorință. El era convins că eu n-am să pot să prind în cartea asta tot ceea ce ar fi vrut el să ajungă la lume, pentru ca lumea să știe despre el, pentru că și-ar fi dorit ca lumea să afle și în felul acesta să se ușureze el și să se socotească această recunoaștere a tuturor faptelor lui abominabile ca o spovedanie publică. Și a apucat să citească? Să vadă cartea? Nu, a citit o parte dintre fragmente, i-am dus câte ceva să citească, poate și asta îl făcea să creadă că n-am să pot să scriu și, de fapt, nici nu era important, fiindcă, într-adevăr, eu n-am prins în carte tot ceea ce mi-a povestit el în atâția ani, 26 de ani. Dar în primii 3 ani, dacă mi-i îngăduiți, sau dintre acești 3 ani, primul an a fost dramatic pentru mine. Și am să vă spun de ce. Pentru că întâlnirile noastre se desfășurau sau se petreceau în spații publice, în parcuri, în grădina botanică. Nu puteam să merg cu el acasă la mine și nici acasă la el. De altfel, acasă la el lucrurile nu erau deloc vesele. Din momentul în care se întorsese de la mormânt, nici soția și nici copiii n-au mai vrut să comunice cu el ca și înainte. Soția convenise că va merge să-i facă menajul, să-i gătească, dar noaptea se va duce să doarmă la unul dintre copii. Motivul? Era teamă de această reîntoarcere? Da, neînțelegerea morții, necunoașterea fenomenului și, între noi fie vorba, niciunul dintre noi nu cred că am fi foarte relaxați la întâlnirea cu cineva pe care l-am petrecut odată la mormânt și apoi să ne reîntâlnim. Probabil că înăuntru fiecăruia dintre noi ar fi cel puțin o parte din spaima copiilor din fața blocului atunci când l-au văzut pe Petre întorcându-se acasă, rupându-l la fugă și strigând mortul, mortul. Sigur, și ai lui l-au primit ca atare. Copiii au motivat cum că la rândul lor având copii și copiii nefiind suficient de mari ca să poată înțelege ce s-a întâmplat, dar nici suficient de mici încât să nu fi înțeles că bunicul lor a fost dus odată la mormânt, la cimitir, și acum e din nou viu printre ei. Exact asta au spus copiii. Mai bine să nu ne vedem o vreme, cine știe, poate că va fi cumva să se poată înțelege toată povestea. Și dumneavoastră ați considerat la un moment dat că tot ce v-a spus Petre dumneavoastră ar trebui să spună unui duhovnic ca să-și ia această greutate sau care a fost la motivul? La capătul celor 3 ani. L-am întrebat după ce cred că parcursesem cam tot ce era urât în viața lui. În primul an spuneam că a fost un an dramatic pentru că el păstra în ființa lui tot ce adunase, era foarte viu modul lui de a relaționa cu victimele lui și era convins că tot ceea ce făcuse pentru victimele lui și modul lui de comportare era unul absolut just. Spuneți-ne, vă rog frumos, că este absolut îngrozitor, abominabil ce s-a întâmplat acolo. Un episod sau alegeți dumneavoastră, poate cel cu barba sau relația dintre torționar și victimă, cum l-a cunoscut Petre pe viitorul lui duhovnic și anume Părintele Filip. În temniță, înainte de temniță, de fapt, nu? Când întâi a fost urmăritorul lui. Întâi de toate a fost urmăritorul lui, a fost omul de filaj. L-a urmărit la mănăstire un an și jumătate, dar în momentul în care a fost arestat, a ținut și a cerut în mod expres, vedeți, răul acesta care se instalează în oameni, fără ca aceștia să realizeze că ei devin instrumente în
mâna răului. Petre a cerut în mod expres să fie el cel care îl va ancheta pe Gheronda Filip, pe părintele Filip. După ce a trăit, nu o să putem povesti toată cartea, dar după ce a trăit experiențe care ar fi trebuit să-l facă circumspect și să nu mai vrea. Spuneți-ne una dintre ele. Într-una din nopțile în care îl pândea pe părintele, a plecat ziua, fiind noiembrie, ziua a fost foarte cald și fără să se gândească cum că s-ar putea răci peste noapte, să se facă frig, s-a dus la locul lui de filaj. Și anume lângă... Chiar lângă fereastră. Lângă fereastra, lângă fereastră. Chilie, casa unde stătea părintele Filip în cerdacul tânăr, casă. Vremea aceea. Da. Și peste noapte s-a făcut foarte frig, iar părintele a ieșit din chilie la un moment dat cu o pătură pe care a scuturat-o și a aruncat-o într-o doară pe marginea cerdacului. Sigur, pentru cei care știu că există oameni care depășesc stadiul acesta obișnuit, cu agonisare duhovnicească, așa cum se spune în teritoriile duhovnicești, a înțeles, Dumnezeu l-a luminat, că un om și nu cel care îi făcea lui rău, care îi pregătea răul lui, ci un om este în suferință, într-o suferință insignifiantă în comparație cu ceea ce avea să pună Petre în mișcare împotriva părintelui. Pătura era caldă, deși în casa părintelui era rece. Petre constată lucrul acesta. A luat pătura, a pus-o pe el și spune mai apoi, un lucru necurat s-a petrecut acolo. Am pus pătura pe mine și pătura era caldă, deși el știa și spune, deși părintele nu făcea foc niciodată în chiria lui. Domnule profesor, ce spune Petre în raportul lui? El îl fila pe părinte. Ce spune, le spune securității sau nu, securistului, șefului, după mai multe zile de filaș? Că face părintele? Printre altele, o curiozitate pentru el era că părintele nu prea dormea noaptea. Și că în orice caz el zice în limbajul lui că deși coșmelia, cum îi zice el chiliei părintele, deși coșmelia era dotată cu pat, zice, nu se așeza niciodată în pat, ci avea reprize de rugăciune. Se ruga de la 12 până spre 3, apoi se așeza pe un scăunel, stingea lumânările rămânând numai candelele aprinse, se așeza pe un scăunel, moțăia pe scăunelul acela, apoi se ridica din nou la rugăciune și făcea metanii, cu excepția sâmbetei și duminicii. Dar, o curiozitate pentru el, observă la un moment dat prin geam, cum că atunci când părintele se ruga, din cap lui Petre îi se părea că din capul părintelui ieșeau un soi de aburi. Sigur că în momentul în care îi spune comandantului lui, comandantul zice, ai grijă cum stai și la ce distanță să nu cumva să te aburească și pe tine. Petre își dorește să se ducă să facă poze și face niște poze până la urmă, dar plătește destul de scump episodul acesta. M-aș întoarce însă că a rămas cumva suspendat la ceea ce m-ați întrebat puțin mai devreme și pentru ca să nu rămână telespectatorii cu această întrebare privind barba. Acela este un episod din temniță de data aceasta, în timpul anchetelor îngrozitoare. Într-una din nopți îi smulge barba șuviță cu șuviță, cu patentul, și de ca și când asta n-ar fi fost destul, îl freacă mai apoi cu sare și îl spală cu oțet. Doar pentru că părintele nu avea ce să recunoască. Și el, asta trebuie spus, că și părintele, ca și fratele lui care a plătit cu viața, au fost nevinovați. Fratele lui a fost profesor universitar și făcea un singur lucru. Îi îndemna pe studenții de la universitate să meargă duminica la biserică și să se roage ca aceea răul ce venise peste popor, ceea ce se întâmplă cu țara și cu neamul acesta, să nu se mai întâmple. Și a fost catalogat legionar. Dana Grecu, vii din, ieși din, și te duci, nu zili, dar de câteva ori pe săptămână, în Pitești, acolo unde locuiești, unde ar trebui să existe o temniță muzeu. A fost cea mai cumplită temniță din blocul de est. Nu am regăsit niciunde experimentul Pitești
cum este el denumit, ce s-a întâmplat acolo, oameni nevinovați, cum spune domnul profesor, foarte mulți oameni nevinovați, copii, au ajuns la Pitești încă de pe vremea legionarilor și după aceea, mă rog, o să rog pe Răzvan mai târziu să ne spună. Și fenomenul Pitești cu Țurcanu a fost ceva de neregăsit și probabil de neînțeles pentru noi mult timp de acum încolo, dacă o să înțelegem vreodată. Sunt oameni, și știu că sunt și în Pitești, foști deținuți politici care încă mai trăiesc. Foarte corect. Domnul Rizescu. Domnul Rizescu. Da. Domnul Rizescu, care chiar am vorbit de curând la telefon. Și care a fost lansarea cărții domnului profesor la Pitești. A fost la lansarea cărții. Da, și înainte să fie lansarea de la Pitești, domnul profesor a ținut să facă o slujbă de pomenire exact în sediu în care se află... Acum e o firmă. Da. Și asta vreau să spun la un moment dat, dar a lăsat pe domnul profesor să povestească, ca oamenii să înțeleagă cât de important este să citească această carte. Că în țara asta se poate orice, atât de orice, încât poți să privatizezi și închisoarea care este cunoscută în lumea asta, drept fenomen. Cea mai cumplită temniță din lagărul comunist. Cea mai cumplit loc unde se torturau, umileau oamenii. Copii. Copii. De la copii, tineri, adolescenți. Exact. Și mă gândeam, cum Dumnezeu, că spuneai că sunt țări civilizate care într-un mod transparent, acum mie de ani înaintea noastră au încercat să pună lucrurile în ordine, astfel încât cei care au umilit oameni să plătească, astfel încât lucruri ca acestea abominabile să nu se mai întâmple. E, în țara asta s-a putut întâmpla ca această închisoare prin care ar trebui să treacă toată lumea, toată lumea, ca să înțeleagă cât de greu au dus-o niște oameni pentru a-și păstra crezul lor, da? Pentru a nu renunța la el, închisoarea asta este un fel de SRL. Adică în loc țara asta, Ministerul Culturii, să facă din ea un muzeu în care să intri oricând, să vezi ce s-a întâmplat, să vină omul să-ți povestească, să te folosești în sensul bun de oamenii care trăiesc și care au trecut pe acolo și care au rezistat torturilor de acolo, să povestească, eu știu, copiilor, părinților lor. Noi am trecut prin asta, supraviețuim pentru că Dumnezeu, nu pentru altceva. Ca să nu se mai întâmple, trebuie să știm ce s-a întâmplat acolo. Ei, asta este un fel de, SRL în care, mă, poți să intri dacă ești drăguț și dai niște telefoane la fundația nu știu care, Deci, Consiliul Județean Argeș are acolo un reper extraordinar, apropo de moralitate, de luptă. Păi, Dana, trebuie da? Să mărturisim și... că eu și știi foarte bine episodul, eu și Răzvan Zanfir, am încercat să facem emisiune de acolo, pentru că puțini oameni mai au timp, cum vorbeam, să afle despre toate lucrurile acestea și poate că dacă am ști, ne-am comportat în ziua de astăzi mai demn și n-am primit aprobare și cu permisiunea noastră aș vrea să-l întreb și pe Răzvan Zanfir. Nu, noi am vorbit mult despre lucrul acesta. Nu sunt cunoscute. Nu sunt cunoscute suferințele din temnițele comuniste. Nu există preocupare de la Ministerul Educației ca tinerii, copiii să afle la școală că s-a plătit un preț foarte mare pentru a fi credincios, a crede în Dumnezeu, a nu te dezice de partidele politice, de crezul tău, de principiile democratice și din patriotism. Au stat oamenii 20 de ani. Și cu toate astea? Și cu toate acestea, dacă efectuăm acum un studiu sociologic, vom descoperi un oarecare regret în rândul populației pentru o perioadă care a stat sub amprenta dictaturii. E, bine știință. Ar putea fi un răspuns acesta, că nu e foarte bine cunoscut, nici măcar în rândul celor care poate au trăit acele vremuri, toate dedesubturile unei dictaturi. Poate nu e foarte cunoscut cum s-a construit canalul în zilele noastre, nu știu în ce măsură manualele alternative sau nu prezintă o imagine nu neapărat detaliată, dar autentică a acelor vremuri. Acum, dezinteresul statului față de aceste momente istorice esențiale, pentru că firea umană atinge câteodată niște cote ale atrocității greu de imaginat și ar trebui totuși păstrate în memoria colectivă ca atare, tocmai pentru a fi date ca exemplu negativ. Într-un laborator ar fi cel mai bine să fie păstrate. Dar ar fi greu să avem pretenții ca după 90, ca de la oamenii politici după 90, să existe un fel de preocupare pentru monstruozitățile petrecute în comunism, în condițiile în care mulți dintre decidenții politici din 90 sunt produsul unei astfel de ere.
corect și ca să fac o mărturisire fără să numesc, un demnitar la această emisiune mărturisea că nu a știut de atrocitățile de la Temnița din Pitești. Domnule profesor, timpul trece foarte, foarte repede și trebuie să comprimăm povestea. Eu aș vrea să spun doar un singur lucru legat de afirmația pe care a făcut-o Dana Grecu, și anume că oamenii aceia care au luat în stăpânire cumva spațiul acela, probabil că nu știu, nu sunt pe deplin conștienți de ce li se întâmplă lor. Doamna Stănciulescu, oameni buni, așa cum se spune că într-un loc unde s-a săvârșit odată Sfânta Liturghie, locul acela rămâne pe veci sacralizat, pentru că acolo s-a săvârșit jertfa fără de sânge, la fel, în aceste spații unde s-au consumat aceste atrocități, Duhul Suferinței nu va putea fi exilat cu una, cu două. Deci, în condițiile în care ei își desfășoară acolo o activitate comercială, din câte am înțeles, sau orice altceva ar face ei, trăiesc cu duhurile acelea care n-au fost date afară odată cu închiderea închisorii. Sigur. Duhul Suferinței este acolo prezent. Solzhenitsyn îmi spune că în toate închisorile din Gulag pe care le-a vizitat el, a simțit apăsarea aceasta profundă în ființa lui. Sigur, pe de o parte e bine că ajungând acolo am avut unde să facem slujba aceea de pomenire. În camera, în fosta cameră, 4 spital. Dar despre care nu se vorbește, nu înțelegi foarte bine ce a însemnat această cameră, 4 spital, așa cum tot locul acela, cum bine ați spus dumneavoastră, nu este nici pe departe un loc de amintire spre a nu se uita niciodată că am trăit această experiență. Noi ca neam, nu că cei care au trecut pe acolo pentru noi au trăit tot ce au trăit. Și datorită lor suntem noi acum, cât de mai putem numi popor. O să vreau să spun ceva. Să știi că asta nu se datorează, adică nu este numai din cauza clasei politice. Eu cred că mare parte din vina pentru care aceste locuri nu sunt atât de prețuite pe cât ar trebui să fie, revine și fețelor bisericești. Eu n-am să zic acum de Biserica Ortodoxă Română absolut nimic. Am să citez însă din cartea domnului profesor Corel Constantin Ciomâzgă, pentru că vorbim de părintele Filip, care după ce a fost nenorocit, spune, eram după 33 de zile de anchetă suplicială, internat de 2 ori cu moarte clinică, cu mandibula și piciorul drept în gips și cu tot trupul negru de vânătăi, și spune de experimentul Pitești, da, unde s-a inaugurat în camerele, care s-a inaugurat în camerele de tortură ale securității. Și de ce zic de fețele bisericești? Pentru că și părintele Filip a avut la un moment dat în viața lui, fiind în pușcărie, nenorocit de nemernicii ăștia, o întâlnire foarte interesantă. Nenorocit fiind omul acolo, după zile întregi de tortură, vine un nene la un moment dat la el și îi spune așa, ce pe la vremea vecerniei a intrat în cameră unul dintre arhierei vicari ai arhiepiscopiei. Da, deci venea la el, ca să-l binecuvânteze, un mai mare al bisericii. Ce îi spune mai marele bisericii? Cu legătură directă, apropo de ce se întâmplă astăzi și de reacția acestor oameni care sunt puși pe aici, pe acolo, să conducă destinele Bisericii Ortodoxe Române. Zice, părinte drag, am venit personal să spun că noi am intervenit cu puterile noastre reduse și am obținut făgăduința eliberării dumitale. Dar lasă și sfinția ta să treacă ceva, zice înalta față bisericească. Scriere 3 rânduri prin care îți recunoști vina și ei ne-au promis că imediat îți închid dosarul și te eliberează. Zice, hai, ce păcatele, că doar noi fi vrând să-ți lași cioranele pe aici. În câteva zile te întremezi. Hai, părinte, te rog, te așteaptă obștea. Dă-le declarația și termină bâlciu. Arhiereul ăsta are frați în zilele noastre, mulți. Da, da, așa este, e vina lui Răzvan, te rog, dar sistemul că ar trebui să ajungă până la cei care au dat ordinul acestui sistem dement și în pușcărie și a celor care au plicat și celor care au făcut atrocități, dar cei care au decis, te rog, Răzvan. Da, ar trebui să fie. E o vină colectivă până la urmă urmei și ce se petrece acum la Sighet și faptul că există un memorial acolo e mai mult
datoria societății civile, nu statului, și n-am întâlnit până acum instituții organizate, inclusiv cum e Biserica Ortodoxă Română, foarte implicate în acest proces de ținere minte. Păi oamenii așa. Luptau pentru credință, cei mai mulți dintre ei. Majoritatea luptau pentru credință. Lasă-ne de Dumnezeu, că rezolvăm noi. Păi, dacă lasă-te de Dumnezeu, niște oameni au murit ca să nu se lasă de Dumnezeu. Cei care cred și propovăduiesc asta cu hainele lor scumpe și jeepurile lor scumpe, oare n-ar trebui să facă ceva pentru amintirea acestor suferințe? Mă gândesc așa. Doamne profesor, ajungem la momentul, trebuie să scurtăm puțin povestea, pentru că trece timpul foarte repede. Din păcate, ne-ar trebui multe ore ca să spunem tot ce avem de spus. Și dumneavoastră, intermediați, vă oferiți să-l ajutați în găsirea unui duhovnic pe Petre, după ce v-a spus tot trecutul pe care, din păcate, pe scurt, l-am spus aici. Întocmai. Îi caut acel bătrân. M-am gândit în momentul în care a acceptat să se spovedească, m-am și gândit care ar putea fi bătrânul acela. Fără să știu și cine va fi bătrânul acela. Am mers, am întrebat pe părintele Filip dacă acceptă să vină să se spovedească un fost torționar. I-am spus tot ce știam despre el, numai că în momentul în care a ajuns și l-a și văzut părintele, a realizat cine este. Și în clipa aceea a înțeles și un alt lucru, că era pus de Dumnezeu în fața unui examen, pentru că îi ceruse în tinerețea lui, îl rugase pe Dumnezeu să-l ajute să cunoască iubirea desăvârșită, precum a spus Dana Grecu la începutul emisiunii noastre. A înțeles că sosise momentul în care să-și dea examenul cel mare. Era față în față cu cel care îi ucisese fratele, care îi violase sora și care îi tocmise lui un dosar cu un rechizitoriu fals, urmare căruia avea să ajungă 21 de ani cu o condamnare de 25 de ani de muncă silnică, din care a executat 21 de ani zi la zi. L-a ascultat în această spovedanie și parcă v-aș ruga să îmi îngăduiți să mă opresc aici, să lăsăm să descopere telespectatorii, dacă vor fi atât de curioși, să descopere în carte momentul acesta al spovedaniei, care nu este unul obișnuit, și dintr-o perspectivă și din cealaltă, să descopere în ce formulă s-au așezat amândoi, ce a simțit și ce a înțeles părintele Filip și cum a procedat, ce a simțit și ce a înțeles Petre. Eu am să spun doar atât, că odată ieșit de la spovedanie, Petre n-a mai vrut să plece de acolo. Și m-a întrebat, n-a avut puterea să-l întrebe pe părintele, ci m-a întrebat pe mine la ieșire, ce ar trebui să fac pentru ca să nu mai plec de aici. La final, poate o să le spunem ultimele clipe din viața părintelui Filip, dacă sunteți de acord. Răzvan Zamfir, ai citit cartea? Da, am citit cartea o singură dată, ce e drept, pentru că am convingerea că e genul de carte pe care trebuie să o citești de mai multe ori. Asta mi-am zis și eu când l-am citit. Și eventual să îți păstrezi și niște notițe, pentru că eu am privit-o detașat, să spunem, de lucrările foarte sfinte, de zona aceasta sacră, ca pe un fel de manual cu suficiente argumente în literatura sacră pentru toate momentele importante din viața unui om, atât în perspectiva călăului, cât și în perspectiva victimei, pentru că firul prezintă perspectivele celor două personaje esențiale și pentru momentele esențiale din viața fiecăruia se găsesc argumente biblice, să le numim așa, și de multe ori resorturi de a continua existența. În ultima, nu știu să mă corectați, vă rog, domnule profesor, cred că ultima sau printre ultimele predici pe care le ține părintele Filip, pe care ar trebui ca poate să o citim de mai multe ori pentru că este senzațional, e un manifest, eu așa am văzut, e un manifest pentru România, din partea unui mare român și patriot, cum am vrea să vedem mai des. Și aș vrea să vedem un fragment de cine e hulită România. Spuneați că părintele nu a mai avut contact cu lumea reală, nu a mers la piață, nu s-a dus să vadă ce se întâmplă, nu s-a dus prin orașe. Sau nu avea un aparat de radio, nu avea un televizor. Cu toate astea știa foarte bine ce se întâmplă tot în lume. Ce se întâmplă în lume. Fantastic. Și explică, spune de cine e hulită România, dacă e o titlu, spune așa părintele Filip, păi România este atât de hulită astăzi, adică în zilele noastre,
Culmea, de către unii din ăștia cu mintea strâmbă, care după ce au crescut legănați în culcușurile ei calde, o scuip acum și o vând pe 30 de gologani. Niște bastarzi. Cam multă lume, dacă i-am întrebat ce s-a întâmplat în ultimii 24 de ani, ar putea să spună cam același lucru. Doamna Stăncelescu, este o durere pe care cred că o simțim cu toți la cam toate nivelurile sociale. O simt și cei din mediul rural, pentru că familii tinere din mediul rural și-au abandonat rosturile lor cât de cât, câte erau acolo și sunt acum, pe cine știe ce coclauri, cum zice românul, trăind și mâncând pâine amară și străină, copiilor fiind pe aici, Dumnezeu știe cum trăiesc, și cei din mediul urban de asemenea, și mă întreb, cine a făcut ca tinerii din țara aceasta și cei mai puțini tineri să nu se mai simtă acasă în patria lor? Pe de o altă parte, atunci când cârtim, când arătăm cu degetul că se întâmplă ceea ce se întâmplă în societate, mă întreb... Scurt, vă rog. Vă rog. Mă întreb, noi ceilalți n-am fost aici în timp ce s-au degradat lucrurile? O întrebare pe care mi-am pun și-o foarte des. Doamne și domnule, ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară cu restul poveștii. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, cu această poveste halucinantă, neverosimilă poveste, cred, pe care dacă am fi mai atenți și ne-am uitat la, nu știu, cât, nu mai știu exact câte sute de foști deținuți politici mai trăiesc, pentru că domnul Joza numără în fiecare zi morții, iar pe lună sunt câteva sute de morți. Cu toate acestea, să știți că nu au niciun drept. După 24 de ani, foștii deținuți politici, despre povestea uneia vorbim astăzi, nu au niciun drept într-o Românie democratică. Absolut nimic. Nu li s-a recunoscut nimic. Trăiesc printre noi, trec pe lângă noi ca și când ar fi niște stafii Dana Grecu și noi suntem mult mai prinși de problemele astea cotidiene și nu avem timp să facă probabil demersuri instituțiile statului, cum bine spune Răzvan Zamfir, care sunt total și de neiertat nepăsătoare la istoria acestui neam. Nu poate fi decât o singură explicație și știu că sună foarte abrupt și parcă pe foarte mulți o să enervez cumplit. Când nu bagi în seamă a astfel de lucruri foarte importante pentru inima, pentru sufletul unei națiuni, nu poate fi decât o singură explicație. Ori nu ai suflet, și dacă n-ai suflet, n-ai cum să înțelegi, ori pur și simplu te tragi din niște torționari. Tu, neamul tău, neamul neamului tău. Alte explicații eu nu găsesc pentru asta. E că nu pot să înțeleg de ce... vorbeam și cu veteranii de război, cu oameni care sunt fără picioare, fără mâini, unii cu gloanțe încă în ei, care au zis, dom'le, ne-a primit măcar o zi președintele, o zi să vorbească cu noi, să-i spunem și noi ce vrem să îi spunem. Președintele, o zi să nu te vezi cu veteranii de război din țara asta. Este de necrezut. Cât despre drepturile oamenilor care au suferit pentru ca noi să vorbim astăzi, și pentru ca noi să vorbim astăzi, și pentru ca nația asta să aibă o credință, și pentru foarte multe alte lucruri importante, eu nu pot să înțeleg. Ori n-ai suflet și atunci nu se pune, ori pur și simplu te tragi din niște torționari. Este foarte simplu. Răzvan Savin, Zamfira, au trăit 90 de ani, peste 90 de ani, nu s-au prăpădit după 21 de ani de temniță, au trăit ca noi să-i vedem. Nu i-am văzut decât pe foarte puțin. Foarte probabil cu un motiv. Și a existat un motiv pentru care să-i întâlnim și să vedem că nu sunt cazuri fără o semnificație aparte. De exemplu, Părintele Filip, dacă am reținut corect ceea ce am citit, a fost trimis la canal cu 21 de ani, deși pedepsele acolo de regulă erau... Până în 10 ani. Până în 10 ani, deci era oricum un caz atipic încă de atunci, încă dinainte ca întreaga poveste să se desfășoare ca atare. Au pornit cu niște premize atipice și de regulă oamenii puși în situații absolut extraordinare se găsesc acolo pentru a fi exemple. Dar noi doi am vorbit cu domnul Joza, care spunea că alături de argumentele Danei Grecu mai este un argument pentru care, din cauza căruia noi stăm pe loc, pentru că dosarea a ajuns la tribunalul militar.
Pentru că s-au regăsit în sistem, domnul Jos a identificat în sistem procurori, judecători, nu, care au fost ori urmași de torționari, ori au fost în sistem înainte de 89 și care asta a fost misiunea lor, să tergiverseze și să nu le facă dreptate. Păi dacă puțin mai devreme discutam despre întreaga elită care a fost distrusă de sistemul comunism, de cu sistemul comunist și astfel s-a întrerupt o descendență foarte importantă și utilă oricărei națiuni, a fost înlocuită de una nomenclaturiștilor și cred că asta era cea mai puțin periculoasă categorie, dar și aceasta a foștilor torționari care, nu-i așa? Au și ei urmașilor spirituali sau chiar biologici. Și mizează pe faptul, iată-mă o secundă, Oana, că ei, oamenii ăștia care au mai rămas și care au suferit foarte mult, nu se agață de porție de la Palatul Victoria să strige. Adică să fie protest, să aduce cu o premier în președinte. Da. Ei au învățat ce înseamnă iubirea de vrășmași, pentru că de asta au rezistat unor umilințe cumplite și iau lucrurile ca atare. Dar asta nu ne împiedică pe noi să nu facem ceva pentru ei. Adică asta nu e o scuză, că oamenii sunt mult prea buni ca să lupte, să gațe, să protesteze, să țipe ca să-i audă cineva. Bun, asta ar fi chiar culmea, să vedem și foștii deținuți politici agățați de porțile Palatului Victoria. Sper, doamnă și domnule, înainte să trecem la lucruri puțin mai optimiste, să nu terminăm la această notă tristă și pesimistă emisiunea, sper că în ultimul ceas, în al 24-lea ceas, este un congres peste puțin timp al foștilor deținuții politici din Europa și știu că lucrurile nu stau deloc bine, așa că măcar de rușinea lumii, dacă nu din respect pentru acești oameni, poate facem ceva în următoarele săptămâni. Noi o să mai vorbim la această emisiune, cât ne stăm putere, o să vorbim despre ce se întâmplă cu foștii deținuți politici și cât de rușine ar trebui să ne fie, pentru că avem obrazul destul de gros, se pare. Dar ziceam să nu terminăm în această notă pesimistă și dacă mai avem timp, o să rog pe Cristi să ne spună, dacă mai avem timp până la pauză, să luăm următorul citat din predica părintelui Filip, ce se va întâmpla cu România, pentru că înainte să moară, părintele Filip ne spune că putem să tragem nădejde, domnule profesor, putem să tragem... Fără îndoială. Aș vrea să mă conectez cumva la cele pe care le-am discutat înainte. Cele care s-au petrecut înainte, în istorie, altă dată în istorie. Neamul acesta a trecut, cum se spune, prin cenușă și prin foc, prin apă și prin foc. Dar s-au petrecut aceste lucruri tragice de fiecare dată, justificate parcă de afirmația aceea a psalmistului David, a prorocului David, care zice în psalmul 11, versetul 8, dacă bine mi-amintesc, atunci când sus se ridică oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Și atunci când s-au petrecut aceste lucruri, și alte date în istorie, și ca și astăzi, se justifică lucrurile din această perspectivă a versetului acestuia, al 8-lea din psalmul al 11-lea. Dar nădejdea părintelui și nădejdea mea este că tinerii frumoși ai acestei țări, mai mult ca niciodată, și poate că o să reținem lucrul acesta, va veni o zi în care își vor sufleca mânecile cutezanței, cum spun și în carte, și vor azvârli la gârla istoriei toate leșurile vârpăliilor acestora politice, tot ceea ce a făcut ca astăzi, așa cum spuneam, să nu ne mai simțim acasă, acasă la noi, în patria noastră. Și vom vedea, negreșit, sunt încredințat, cred în lucrul acesta, vom vedea curând că România se va ridica din cenușa aceasta și își va purta pașii în chip majestuos în fața celorlalte țări, așa cum își merită condiția și poziția. O demonstrează de altfel, în decursul istoriei, toate succesele pe care le-am repurtat și pe care le repoartă și astăzi tinerii noștri despre care spuneam mai devreme. Nu este competiție internațională în care să nu fie măcar unul de ai noștri pe locul întâi. România este prima din Europa la Olimpiada Internațională de Fizică, unde a obținut 5 medalii. Se întâmplă în această lună, nu?
Deci, ce putem să spunem mai mult decât că tragem nădejde să dea Dumnezeu să fie așa? Și vă spuneam că spunea Părintele Filip în predica lui Răzvan Sambir, în România sunt ascunse eminențe rare în toate domeniile, mai mult ca niciodată în acești ani de mare restriște. Dumnezeu a făcut ca în taină să se dezvolte valori inestimabile pe care le va pune El în lumină curând, când vremea vulpărilor politice vor apune. Deci, n-am zice că avem vreo șansă, vreo soluție. Le-am cam încercat pe toate. Cunoașteți, desigur, și dumneavoastră, ca și telespectatorii, există o vorbă foarte frumoasă. Acolo unde omul ajunge să nu mai vadă nicio soluție, Dumnezeu mai are cel puțin 1000. Slavă Domnului! Cred că speranța e soluția pe care ar trebui cu toții să o căutăm și, slavă Domnului, avem destule momente istorice care ne pot confirma că și în perioada în care chiar existența noastră și ca stat și ca națiune a fost pusă sub semnul întrebării, s-au găsit acele mijloace de a trece mai departe. Poate nu suntem în cea mai bună formă istorică, asta cred că e o certitudine pentru noi toți, dar cu siguranță existăm și o facem cu motiv. Avem o istorie care să confirme că am depășit situații, poate chiar mai dificile decât... Țara este întreagă și valorile ei în mare parte sunt încă acasă. Urmează să vrem să le punem în valoare, să le apreciem ca atare și ca țara aceasta frumoasă să fie iubită de români. Este adevărat și ce spune domnul profesor și ce spune Răzvan Sanfield, am avut, slavă Domnului, destule momente importante și le-am făcut față. Eu aș vrea, Dana Grecu, din sutele de exemple care să se alăture la ce a spus domnul profesor, să spicuiești ceva. 200 de ani de invenții în România, cât alții au făcut în multe alți ani. Petrache Poenaru este secretarul lui Tudor Vladimirescu. Probabil că foarte puțin român știu cine este Petrache Poenaru. Secretarul lui Tudor Vladimirescu îi mulțumim pentru că a pus tocului un rezervor și a inventat stiloul la 1827. Deci Petrache Poenaru, să-l ține minte, că a inventat stiloul și este român la 1827. Noi acum abia dacă mai avem cu ce să scriem. 1858, Bucureștiul a fost cel din tâi oraș din lume iluminat cu petrol. Tot atunci România se obține și prima rafinare a petrolului în lume. 1880, Dumitru Băsescu a dat lumii automobilul cu motor care funcționa cu abur. 1881, Alexandru Ciurcu brevetează în Franța ideea zborului cu reacție. 1885, Victor Babeș. 1895, Furmuzescu. Și putem să vorbim o oră dând exemplu pe an, anul și invenția, realizarea 1800. Da? Dacă îmi permiteți, vă rog. Am investit pentru datele acestea pe care le-ați luat din cap și mulțumesc că ați ținut să încheiați în tonul acesta, vreo 7 ani din viață, am adunat 1524 de nume care au făcut ca omenirea să cunoască progresul astăzi, de la stilou și până la rachetele cosmice, a căror motor a fost aici inventat și probat. Ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat. Da. Deci putem, numai deci să vrem. Eu aș fi vrut să spun mai așa, că îmi tot repet asta, că Dumnezeu se ocupă cu imposibilul și acolo unde noi nu găsim niciun fel de cale, El are foarte multe căi. Și nu spun asta pentru că nu cred eu, ci pentru că îmi doresc foarte mult să creadă lumea că asta este calea. Dumnezeu chiar se ocupă cu imposibilul. Eu cred, știu că țara asta o să iasă la un moment dat din mlașina în care se află. Nu știu cât datorită nouă, cât datorită tinerilor care obțin performanțe foarte bune în competiție cu alți tineri din alte state civilizate, ci pentru că știu și cred că există oameni departe de noi, în catacombe, în munți, oameni departe de noi, de neliniștile noastre de aici, din lumești, care se roagă pentru țara asta, necondiționat. Aș vrea să mai adaug un singur lucru. Am observat că, în general, vă încheiați emisiunea cu îndemnul acesta să vă rugați pentru România. În cărticica aceasta chiar există la pagina 105 o rugăciune pentru România. Cei care o vor citi sau măcar o vor răsfoi, să caute și această rugăciune, pentru că este foarte importantă pentru ei și pentru țara în care trăiesc. Răzvan Sanfir,
crezi că e un an important. Vrem, nu vrem, este un an politic important în România și toți tragem nădejde că și cu oamenii politici, pentru că ei sunt decidenții, de ei depindem, o să facem alegerile bune la toamnă, ca România să intre pe un alt făgaș, mai bun. Sperăm să fie un an important pentru România. Alegerile electorale vom avea cu certitudine pentru președinția României, dar sperăm să fie și un an electoral important, sau măcar semnificativ, așa, în firul istoriei. Eu aș vrea să închei cu un singur îndemn, altul de a merge la vot în toamnă și a face o opțiune, oricare ar fi aceasta. Aceea de a citi această carte, chiar și pentru cei mai puțin familiarizați cu viața spirituală, oferă foarte multe răspunsuri, cred eu. Și poate că facem un apel, nu știu, la Patriarhul Daniel, la Biserica Ortodoxă Română. Avem foarte multe, foarte mulți sfinți, foarte mulți deținuți politici au sfârșit tragic în închisorile comuniste. Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu, nu ne amintim scena cu Iuliu Maniu când îl târăsc pe scări și se aude troznim pe scară, deasă, capul, treaptă de treaptă. O imagine care ar trebui să urmărească pe toată lumea, că a fost primul ministru acestei țări care a făcut bine România. Gheorghe Brătianu, care a murit cum a murit, cu picioarele putrezinde și mulți, mulți neștiuți. Poate că ar trebui de la Gafencu, oriunde te-ai duce, să fie respectat și poate să-i vedem ca și pe cei catolici acolo unde e locul, pentru că... Și foarte multe fețe bisericești au sfârșit exact într-un mod tragic în biserică și încă înțeleg că dosarele lor sunt analizate. O formulare care poate n-ar trebui să se afle neapărat în jargonul celor care, așa cum spuneam mai devreme, au de-a face cu lucrurile spirituale mai mult decât cu cele materiale. E foarte multă birocrație și poate ar fi un moment bun acum să începem să privim lucrurile altfel. Seniorul Ghica, de pildă, a avut grijă Biserica Catolică să facă dreptate. Mi-am amintit acum că un răspuns primit de domnul Joza de la Patriarhie este că nu este momentul. Nu știm când este momentul, când să fie momentul, când nu o să mai fie nimeni pe aici. Nu dar știm să știți când că, este momentul, domnule profesor. Iertați, să știți că și dacă... oficialitățile pământene întârzie cu recunoașterile, la Dumnezeu lucrarea celor care au plătit e socotită și e socotită pentru noi. Și rugăciunile lor își au efectul și lucrarea lor, chiar dacă noi nu o vedem și nu putem socoti și evalua zi de zi, există fără doar și poate și o vom vedea. Și oamenii o văd, chiar dacă mai mari nu o văd, cum este Arsenie Boca, situația cazului Arsenie Boca lui Iustin Pârbu, unde oamenii, deși ei nu sunt sfinți, se duc ca la niște sfinți, pentru că de fapt asta și sunt. Domnule profesor, unde putem găsi cartea Se întorc morții acasă? Aceasta este cartea despre care am vorbit în această seară și am prelungit și emisiunea, pentru că subiectul e foarte interesant. Unde... Se poate comanda și online. Există o pagină cu titlul cărții. Dacă cineva dă pe internet titlul cărții la care adaugă Facebook, fără să aibă pagină pe Facebook, va intra într-un loc unde poate comanda cartea, dar ea se găsește de asemenea în cam toate librăriile, începând de săptămâna trecută, în cam toate librăriile din țară. Ca o concluzie, am ajuns la concluzii, Dana Grecu. Cu voia ta, i-aș da domnului profesor timpul meu. Cum o concluzie, Răzvan, ai o concluzie scurtă? Îl lăsăm pe domnul profesor. Mulțumesc. Cartea, în afară de povestea pe care, sigur, ați prezentat-o și care există în carte, este o pledoarie, înainte de toate spun, este o pledoarie pentru ideea că nimic nu este de neschimbat. Omul, societatea, comunitatea, toate au o șansă la schimbare, cu o singură condiție, ca omul să înțeleagă și să creadă în asta. Vorbeați mai devreme cu domnul Zamfir despre anul acesta important. Anul acesta sau ceilalți, toți sunt importanți în fond, câte vreme mai suntem pe aici. Fiecare clipă, știm cu toții cât de mult a însemnat clipa aceea pentru tâlhar, pentru tâlharul de pe cruce. Și a dobândit mântuirea, chiar dacă toată viața, există și o vorbă, tâlharule, tâlharule, toată viața ai tâlhărit și pe cruce ai furat mântuirea. N-a furat-o, ci și-a dobândit-o, recunoscându-l pe Domnul tuturor domnilor. Ei bine, noi ar trebui să recunoaștem, întâi de toate să înțelegem, noțional vorbind, ce însemnează termenul acesta
democrație, demos kratos, să înțelegem că puterea este la noi. Și că puterea este la noi nu numai până când avem o șansă să ne exprimăm un vot, ci tot timpul. Zi de zi. Nu? Tot timpul? Tot timpul. Zi de zi ar trebui să conștientizăm lucrul acesta. Spuneți-ne, domnule profesor, se întâmplă ceva întâmplător? Este ceva întâmplător? Nu. Cuvântul acesta, întâmplare, vine de la in templum, de la ceea ce se petrece în templul lui Dumnezeu. Chiar dacă adesea în viața noastră auzim expresia aceasta, asta nu e întâmplător. Ba da, totul este întâmplător, pentru că tot ceea ce se petrece în templul lui Dumnezeu este întâmplător. De aici vine întâmplător. Nimic nu este sub semnul hazardului, pentru că Dumnezeu știe. Se spune că și atunci când mișcă un fir de păr în creștetul nostru, cunoaște, Dumnezeu este omniprezent, omniscient. Mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Cred că este una dintre cele mai senzaționale emisiuni. Doamne și domnule, vă mulțumesc și dumneavoastră că a stat alături de noi. Sper că v-a plăcut și că o să citiți cartea. Ne revedem sâmbătă viitoare. Până atunci vă doresc o săptămână liniștită, dacă se poate. Și nu uitați, rugați-vă pentru România. Se vede treabă că are nevoie. Numai bine!